Fractal Art, matematica în artă, aceasta a fost ideea care a călăuzit-o pe profesoara giurgiuveancă de matematică, Petronela Toma, în realizarea picturilor sale expuse pe Simezia astăzi la Muzeul Județean. Legătura dintre matematică și arta plastică a fost explicată celor prezenți la eveniment de Elena Cioclu, profesor de artă. De fapt, fractalul este o astfel de formă geometrică. În artă se operează cu formele de bază triunghi, dreptunghi, cer, ca și în matematică, cu corpuri tridimensionale sau forme tridimensionale, iar în matematică mai există un al treilea fel de formă, fractal, care vine de la fractus, latinescul cuvânt, care înseamnă frânt. Dacă aș fi vrut să organizez această expoziție acum 30 de ani, nu ar fi fost posibil, pentru că nu pictam în acea perioadă și apoi nu a apărut încă teoria fractalilor. Aceasta a fost, bazele ei au fost puse de un matematician, un cercetător de la Universitatea Harvard, Benoît Mandelbrot. Elena Cioclu a subliniat calitățile artistice ale profesoarei Petronela Toma, care este o fost absolventă a Școlii de Muzică și Arte Plastice Victor Carpis și, de asemenea, pianista care a avut onoarea de a concerta sub bagheta renumitului dirijor și compozitor, născut la Vaslui, dar trăitor la Giurgiu. În cadrul acțiunii de azi au fost prezentate și două expoziții realizate de muzeograful Mircea Alexa, ambele conținând piese care rar pot fi văzute de vizitatorii Muzeului Giurgiuvean. Statui din colecția Instituției de Cultură, unele cu o interesantă istorie a realizării și provenienței lor, și ziare post-decembriste, cuprinse într-o a șasea ediție a celor mai importante publicații din diverse perioade istorice. Mircea Alexa și-a argumentat ideea de a fi organizat cele două expoziții temporare. Muzeul este ca un iceberg. Niciun muzeu din lume nu poate să arate tot ce are, chiar dacă vrea. Rostul acestor expoziții temporare este tocmai să arate ceea ce, din motive care n-am acum ale înșirui, nu se pot vedea în fiecare zi. Alte manifestări dedicate zilei Muzeului Giurgiuvean au loc în seara zilei de miercuri 23 septembrie și de la respectivele evenimente vom încerca să vă furnizăm amănunte ce sperăm să vă intereseze.